Pentru că nu de multe ori avem privilegiul de a-l avea între noi pe maestru Lucaci, pe maestru Gruescu, deci să-i întrebăm, să-i iscodim cu niște lucruri pe care din literatură nu le percepem. N-a fost să fie, această idee a mea a fost refuzată, nu fac nicio culpă nimeni, dar vreau să-l rog pe maestru să ia loc, pentru că e absurd ca la 90 de ani să stați în picioare să-l ascultați pe Apahidea. Vă rog, da, să știți că în meseria mea, nu m-am picioare. Și eu am făcut de gardă, dar nu mai pierd nopțile. Dar nu vreau să-l ia loc, mă rog. Dacă s-a vorbit despre calitățile artistice, aș vrea două cuvinte să spun doar despre umorul neaoș, nativ al maestrului Lucaci și despre harul pe care i l-a lăsat Dumnezeu până la 90 de ani. Cu toții am dorit să ne doară piciorul sau spatele, dar să ne țină capul. Maestre, vă invidiez cu adevărat. La mulți ani! Și acum despre păcatul nostru, despre domnul Titus Crișciu, scriitorul, am să încerc să fiu concis, tocmai din respect pentru ortostatismul dumneavoastră, pentru cel al doamnelor, și am să spun un minimum posibil, fără totuși a supăra autorul și pe distinșii lui intervievați, care au făcut eforturi, au venit de departe, au petrecut aici o zi și o noapte și m-aș simți jenat să nu vorbesc cât de cât și despre această carte și intervievații dumnealui. Despre omul și scriitorul Titus Crișciu, nu cred că mai e cazul să spun multe, pentru că dumnealui este bine cunoscut aici la noi și ce aș mai putea să mai adaug eu ar fi prea puțin. Așa încât mă voi rezuma, voi spune doar câteva repere ale carierei dumneavoastră. Așadar, am vrut să lipesc cumva volumul de interviuri al lui Titus Crișciu de această aniversare a bibliotecii și atunci am găsit liantul de legătură maestru Lucaci. Cel mai recent volum, un volum frumos, a apărut la Cluj, poartă un nume care așa ne pune la vina, la încercare, Exegim Monumentum, bineînțeles că probabil cine știe, pentru cine nu știe, eu am să spun Exegim Monumentum Ere Perennius și am înălțat un monument mai trainic decât bronzul. Bănuiesc că acest titlu l-a dat medicul doctor Octavian Apahidianu, după cum vă cunosc eu așa în tandem. Da, așa e. Așa este. Ați văzut că am lucit. E vinovat. E vinovat. În acest volum sunt câțiva bocșeni. Sunt intervievați câțiva bocșeni. Este vorba de Octavian Apahidianu, este vorba de istoricul Nicolae Bocșan, de regizorul Ioan Cărmăzan, de scriitorul Titus Luciu și de maestrul Constantin Lucaci. Noi astăzi ne oprim la maestrul Constantin Lucaci, pentru că îl avem alături, pentru că îl aniversăm, pentru că pentru el v-am dorit eu astăzi aici alături de noi. Am în mod special, sigur, am să-l rog și pe domnul doctor Octavian Apahidianu să se alăture nouă. Este și prefațatorul acestui volum și am să-l rog să spună câteva cuvinte despre maestrul Lucaci și despre această carte. Bineînțeles că puteți să spuneți și despre publicistul Titus Suciu, ținând cont că... Crișciu, da, Suciu este... E și el în sală. E și el în sală. Ținând cont că cei doi atât de mult au conversat de-a lungul timpului, încât au reușit să scoată împreună câteva volume. De două, cel puțin, știu eu. Se mai greșește. Se mai greșește.